Nu, mai aerul pentru colțul ăla, că acum chiar e rea, acum chiar vorbesc cu ea, dar în pula, nici eu nu mai cea, adică. Examinăm un caz ipotetic absurd, în care 100 de oameni aruncă cu un post-it, adică. Bine ați venit în Club 99. Smoke weed every day. Dar serios, mă, îți dai seama că... A, aplaudăm droguri? E public de ora 11, asta e public. Îmi pare rău pentru oamenii liniștiți și finuți care au venit să-l vadă pe Seinfeld ce au dat de animalele astea. Dar tot e bine că nu sunt pe legale. E cineva pe legale în seara asta aici? Poate să-ți creșinească din stai? Deci mai citați un pic. Ne imens, sunt toți ok? Mie îmi plac drogurile legale. Nu le consum, nu le apreciez, dar îmi plac că există. Pentru că eu chiar cred că proștii trebuie să aibă orice ocazie să se omoare. Sincer. Nu cred în nicio măsură care împiedică un prost să moară. Pentru că hai să vă spun o chestie. V-ați uitat la știri? În general, v-ați uitat la știri? La ora 5, băieții din Iași mor de la legare. În general, în Iași se moare de la legare. Nu știu de ce. I-a zis o frate la interviu, după ce consumă ca proștii prea mult dintr-o substanță care nu știu ce are în ea, îți văd băieții ăștia care bagă 5 doze dintr-o chestie necunoscută? Prima oară se droghează, bagă prea mult dintr-o substanță necunoscută. Moare! Nu poți să-mi fie milă de tine, nu poți să cred că era un om deștept până atunci. Nu poți să cred că erai premiant cu coroniță, olimpic la geometrie și la un moment dat ai zis, am să bag 5 plicuri dintr-o substanță necunoscută. I-a spus la spital când ne-a interviu, când tremură, când zic, ce mi s-a întâmplat? M-am drogat. V-ați mai drogat vreodată? Ați consumat mult? Ce ați consumat? Aveți ceva de spus țării, dar drogul de sire. După ce ți-ai permisul de conducere, te urci într-un Bugatti Veyron de 1001 că ai putere, închizi ochii și apeși puternic accelerația. În 3 secunde ești în jurul unui copac. Corect? Corect. Gândiți-vă că atunci vine ProTV-ul să-ți iei interviu. Ce vi s-a întâmplat? Am condus. Dar ați mai condus vreodată? Și ați condus cu viteză? De spus țării despre asta. Mașinile sunt rele. Cum te urci într-o mașină, cum dați-o mare? De asta zic, drogați-vă cât vreți, dacă sunteți proști, muriți, dacă nu, bun. Nu sunt decât gata, nu înțeleg de ce statul încearcă să protejeze proștii. Nu înțeleg de ce statul încearcă să țină viață oamenii care ne afectează pe toți. Să moară! De ce nu? Și așa când vine vorba de droguri, hai să fim serioși. Nu că au fost cu noi de la începutul timpului, sunt cu noi de la începutul vieții. E cineva care are copii aici? Da? Ok, câți ani? Zi câți ani are copilul tău? 2 ani? 1 și 3. Fii atent. Poți de acum să-ți dai seama dacă ce... de 3 ani, băiat sau fată? Fată, bun. Poți să-ți dai seama de acum, de la 3 ani, dacă fata ta o să consume sau nu droguri viață. Știi cum? Uită-te cu atenție. Dacă o vezi că se învârte degeaba jumătate de oră pe loc, drogat în devenire, înțeleg? N-are idee de droguri, nu știe, ea deocamdată mănâncă numai piure de mere, dar știe că dacă te învârți la ampula jumătate de oră, te simți oricum bine așa. Ce-i ce-i. Eu când eram mic, făceam tumba. Nu că vreau să ajung Nadia, dar când te dai peste cap, când revii, te iau un pic. Am descoperit că e o pompiță de endorfine în creier. E o pompiță mică de lucruri care te fac să te simți bine, înțelegi? E acel lucru care te face să puști oamenii în Counter-Strike, care zici, stai la labă, să tragi pe nas, pe pizza lungă fie, frate, pe care copiii o descoperă de la 3 ani. Gratis, sunt mai deștepți decât noi. Că poți să te învârți degeaba pe loc, înțelegi? Asta zic, de când omul s-a ridicat în două picioare, a căutat o modalitate să ajungă la pământ. Atât. În momentul în care văd, ai, să interzicem drogurile, n-ai cum, totul e un drog. Vă știți ambalajul ăla cu bule de aer care protejează aparatele electronice? Dar ăla e un drum. Ați încercat vreodată să spargeți o singură bulă? N-ai cum! Dă dependență de la prima doză! Băi, ești vreo? Crește toleranța, vrei din ce în ce mai mult? Dacă ai
3 metri în iar, te arunci pe el. La fel ca la droguri, crezi rău social, un coleg de cameră sau de birou care se enervează la un moment dat. Dar mai termină dracu cu păcăritul ăla, că încerc să muncesc. Până îi dai și lui. Îi dai și lui s-a pătorit de... Nu ești prost, degeaba arăta. Tot e un drog, absolut tot e un drog. Televizorul e un drog, pe care îl băgăm când suntem mici din nou. Fata ta bagă deja droguri. Se uită la Cartoon Network? La? BBTV. A apărut ceva nou? BBTV? Super tare. Ce e pe BBTV? Scute cu de la miezul nopții. Da. Un pic de manele și un pic de dans, așa. Ce e pe BBTV? Prosteală. Prosteală, nu? Culori, desene animate, nu? Ăla-i drogul. Aia e intrarea în lumea drogului, care 3 ani încă se capă în spate, se uită la televizor, vede culori care se mișcă și... Așa suntem toți, de când suntem miște. Și băgăm în continuare televizor. Până când ajungem la 30 de ani cu maiul pătat de muștar, cu semințe pe burtă, o bere într-o mână, telecomanda parte din schelet în aia, cu pupila dilatată, bagi în venă OTV și te întrebi cum ți s-a făcut viața. Zici, nu știam că la asta duce Cartoon Network, frate, sau BBTV. E un drum foarte scurt de la BBTV la DDTV.